Salutare! Iată că după toate discuțiile care le-am avut în acest proiect, am zis că cel mai bine ar fi, așa la final, să arătăm, adică să punem în practică tot ce am discutat. Unde mă aflu astăzi? Mă aflu pe o baltă, scuzați de încrețirea astăzi, dar am soarele în ochii foarte puternic și chiar mă bucur de această vreme. Sunt pe o baltă nouă, unde n-am mai fost niciodată. Eu acum am venit, de fapt, să mă pun în pielea voastră. Întâlniți o baltă nouă, condiții grele, după cum vedeți, balta este o mare parte din ea, este înghețată, da? Este înghețată, este o vreme de iarnă încă, pur și simplu iarnă. O baltă în care nu știu absolut nimic, știu că este pește aici, dar este o baltă populată. Dar ce vreau să fac azi sunt pașii care eu îi fac și pe care v-am învățat și voi și vreau să văd dacă, punând în aplicare acești pași care am învățat, o să prind ceva în această partidă. Primul lucru care îl fac eu, e clar că am gheață, da, pe porțiunea asta de baltă. E o vreme excepțional de frumoasă dimineață, o să se încălzească și pentru asta o să caut o zonă cu cea mai mică apă. Dacă se poate, apa cea mai mică și dacă aș găsi și un substrat tare, ar fi superb, da? Pentru că am din start apă mică, știu că peștii vor veni acolo, iar un substrat tare o să mă asigure că o să am o prezentare perfectă și am șanse foarte mari de la trăstură. Ce fac acum? O să iau loc cu loc, da? O să-mi ia ceva timp, o să iau loc cu loc, o să lansez și unde găsesc cea mai mică apă, acolo o să mă montez. Nu o să lansez foarte departe, până la mijlocul săpescui și 1, 2, deci am avut 2 secunde, în jur de 2 metri. Am întins firul și acum o să văd ce substrat am aici. Din ce se vede pe vârf, dar probabil nu o să vedeți foarte bine, este un substrat, să vedem, semi. Deci nu este nici foarte mult mâl, dar nici foarte tare, pentru că pe o substrat tare, când întind exact cum vedeți acum, când întind, o să vedeți că, și trag ușor, o să vedeți că vârful scapă, da? Deci nu rămâne ancorat în mâl. Unde e mâl, o să vedeți că trageți foarte greu și scapă cu greu plumb de acolo. Dar unde merge ușor plumbul pe substrat și o să vedeți mici trepidații, ăla înseamnă că e un substrat tare și nu opune rezistență. Deci acolo puteți ști că e un substrat tare. Dacă cumva vreodată ați găsit zona aia, deci unde sondați, ați găsit o zonă bună cu substrat tare, puneți în clips, cum v-am învățat, puneți în clipsul molinetei, mergeți unde vă montați bețele de măsură și măsurați și vedeți și știți că la 25 de metri aveți un substrat tare pe locul respectiv. Da? E foarte important, pentru că acolo o să începem pescuitul. În condițiile de azi, căutăm apă mică, substrat tare. Eu o să continui, nu o să mai țin acum să prelungim tot video pe asta, o să caut locul cu care îndeplinește condițiile și acolo o să mă poziționez. După aia o să continuăm să vedeți ce fac în continuare. Haideți să vedem ce fac în continuare. Am căutat într-una pe toată balta, am mers așa, ca să zic, din zonă în zonă și pe partea aceasta de baltă, în partea dreaptă a bălții, am găsit o zonă cu o apă de aproximativ 1,5 m și din ce am văzut și substratul este tare, este perfect pentru condițiile ce le caut astăzi. Am spus la început că este pe o baltă nouă, haideți să vă spun și unde, suntem la Valea lui Mihai, în județul Alba, o să punem în descriere, dacă mă întrebați, o să vă arăt exact unde e această locație. O baltă de care am auzit foarte multe chestii bune, dar nu am apucat niciodată să vin aici. Și de asta, cu ocazia asta, e momentul perfect să punem în practică tot ce am discutat și eu să trec prin pielea voastră, adică în condiții noi, pe o baltă nouă, să vedeți ce fac eu pas cu pas și să vedem rezultatul. Sper să fie un rezultat, sper să nu avem vreun eșec, dar nu e o problemă, pentru că oricine poate păți asta, dar eu sper foarte mult că măcar o să vedem peștele astăzi, asta sper. Din ce am văzut, substratul, nu știu dacă se vede, este unul destul de tare, merge, o să vă dați seama, trr, face plumbul pe fund, înseamnă că e un substrat destul de tare. Pe mâl, cum v-am spus, când trageți, merge constant și greu, deci se simte, o să vă faceți, deprinderile astea o să le faceți în timp.
ok, haideți că o să montez undeva aici sus, dar o să vă arăt pașii pe care îi mai fac. Deci, am setat adâncimea, am căutat o adâncime mică, am văzut substratul, acum nu rămâne decât să clipsez distanțele, o să încep, nu o să încep foarte departe, da? O să încep undeva în preajma malului, undeva la vreo, zic eu, 25 de metri și dacă într-un interval de timp nu văd nicio mișcare, nu văd absolut nimic, o să ies treptat să caut pește. Dar o să vedeți că o să setez totul și montură și radă și tot. Haideți să vedem în continuare ce facem. Facem și nada, pentru că e o vreme cu apă foarte rece. Eu personal folosesc produsele mele. Am foarte mare încredere că acest produs Supercarb Green-ul de la Fiderix funcționează și asta vă spun în urma testelor care le-am făcut ani de zile pe diferite ape din țară, unde chiar am reușit să câștig destul de multe competiții în sezonul rece. Dar, atenție, nu e foarte important să folosiți acest produs. Puteți folosi orice produs în care aveți încredere. Important este, mai ales în perioada asta, să aveți încredere maximă în produsul care folosiți, pentru că o să vedeți, trebuie să avem timp de așteptare destul de mare și dacă nu avem încredere în nada care folosim, va fi foarte greu. Da? Deci, repet, nu e obligatoriu să folosiți produsul ăsta, se prind peșii cu alte produse, dar trebuie să aveți maximă încredere în produsul care folosiți în situații grele și mai ales în situații de genul ăsta unde nu cunoașteți absolut nimica, da? Ce o să fac? Uite, e poșchiță de gheață. Nu o să fac, pentru că iarna și Nino să nădesc, da? Nino să nădesc, mă bazez foarte mult pe localizarea instinctivă a peștilor. De fapt, e o presupunere, pentru că n-am de unde să știu dacă aici vor fi pești sau vor veni, dar cel puțin am mare încredere că dacă respect pașii care vin mai devreme, am șanse mari ca peștii să chiar dacă nu sunt aici acum, vor migra cu siguranță de la apă mai adâncă spre apă mică pe parcursul zilei, pentru că se vor bucura și ei de soare, da? O să fac nada, nu fac multă. Fac nada, o să o pregătesc, o să setez, o să vă arăt, o să fac și montura, vă arăt și aia și după aia începem efectiv pescuitul. Ok, haideți, las nada aici să se tragă apă, o mai umectez după aia și după aia facem montura. Haideți după aia să vedem montura. După umectarea nadei, am setat montura, haideți să vă arăt ce montura am ales pentru astăzi. Ținând cont că toate condițiile sunt la minim, adică apetitul peștilor este unul scăzut, temperatura apei e scăzută, totul e la minim și montura trebuie să fie la minim. Am ales un Method Feeder, sistemul ICS de la Preston, small, da, mic, și cu greutate de 20 de grame. Nu mi-a trebuit lung pentru că acestea sunt mici și cu un plumb de 20 de grame ajung la o distanță destul de bună. Ca și strună, am ales un fir textil moale și mătăsos, subțire. Ca momeală de cârlig, am folosit mini dumbbell de la Fiderix, Sweet Coconut. Eu am mare încredere în ele, am câștigat nenumărate competiții cu ele și de a voi, repet, puteți folosi absolut orice în care aveți încredere, nu e obligatoriu, o să prindeți și cu altele, cu siguranță. Ca și cârlig, mult se tem, dar v-am spus, eu folosesc foarte mult cârligele fără contră, nu am nicio problemă cu ele, n-am scăpat pești. E vorba de Milo 801 cu un material destul de tare, carbon 110. Am început cu 14, dar dacă văd că o să am testul sau peștii sunt mai mari sau consider că scap din cauza căligului, ceea ce nu cred, o să pun unul mai mare, da? Încep foarte discret. Nada, am umectat-o, Supercarb Green-ul, nu rămâne decât să încarc metodul, da? O să pun, am pus prima oară puțină nadă în metod, am pus momeala și am completat cu nadă. După cum vedeți, momeala de călig este în interior, deci mă asigur că pe perioada lanseului nu se încâlce, nu se întâmplă absolut nimic cu ea. Pe mine mă interesează acum să am maximă încredere în tot ceea ce fac, pentru că voi avea de așteptat. Dacă e să aștept, o să fie nevoie să aștept undeva la 30-40 de minute dacă e nevoie prima testură, dar de-aia vreau să mă asigur că absolut totul este ok, să nu îmi fac
probleme, că nu am trăsitură, că ligul e nu știu cum, că momeala e nu știu cum, nu știu că am setat tot, am încredere în Ada, am încredere în momeala, am încredere în călig, totul, toată încrederea e la maxim, da? Și atunci și așteptarea va fi una pe măsură. Cum v-am învățat, facem un lanseu. Stopul, după cum vedeți, l-am făcut cu lanseta sus, da? Nu mai fac nimica, i-a atins fundul, da? Nu întind, nu fac nimica, o pun pe suport. Pentru că metodul a ajuns jos, da? A ajuns pe substrat, în siguranță, nu-l mai trag, nu-l mai împing, nu-l mai mișc. Am pus lanseta jos, las firul, pentru că firul acum e puțin tensionat, dacă vedeți s-a pornit puțin vântul din lateral. Și las firul până se așează, se scufundă tot. Și după aia foarte încet, deci foarte încet, o să întind. Câte puțin. Nu mă grăbesc, mai bine am prezentarea perfectă, pentru că timpul, v-am spus, de așteptare e unul destul de mare și vreau să mă asigur că totul e perfect, da? Am întins, o să mai întind dacă e nevoie. Nu trebuie foarte mult, trebuie să aveți puțin vârful tensionat. Nici foarte tensionat, dar nici foarte slab. De ce? Pentru că e foarte important să vedem, să ne uităm și pe vârf. Dacă avem acele trăsături false, care mulți le văd, aia înseamnă că peștii sunt acolo, în zonă și se hrănesc, doar că probabil ceva nu le place și atunci putem să mai umblăm la mărimea căligului, adică să o scădem sau diferite finisaje, dar vreau să fie totul în regulă. Acum ce o să fac? O să dau drumul, am uitat să-mi iau ceasul, de obicei fără ceas sunt mort, da? La un timp. O să dau drumul la un cronometru, la telefon și o să pornesc un timer de 40 de minute. Și o să aștept 40 de minute. Dacă nu am trăsătură, după aia încep să schimb. Dar o să setez 40 de minute, în cazul în care vine prezentarea mai repede, o să mă uit la câte minute a venit și următoarea lansare care o să o fac, o să aștept minim timpul ăla când am venit prima și un timp puțin mai mare, ca să mă asigur că, adică dacă îmi vine trăsătura în 25 de minute, următoarea lansare o să o las să stea în apă 30 de minute și dacă nu am trăsătură, o să relansez, da? Cam asta e tot, așteptăm să vedem ce se întâmplă în 40 de minute, dacă vine sau nu trăsătura. Iată că a trecut aproximativ o oră jumate, am făcut în jur de 3-4 lanseuri, am prins un singur caras, un caras mic, deși că am sperat mult că peștele să fie aici pe apă mică, după cum vedeți m-am și îmbrăcat puțin pentru că s-a pornit un vânt foarte rece în direcția asta și se pare că așa cum am așteptat, crapii nu au venit pe apă mică. Era clar că trebuia să am prezentare, dacă în timpul ăsta, cum am făcut, zic eu, totul bine și am și mare încredere în tot ce am făcut. Asta denotă că nu, peștii nu sunt aici. Ce o să fac acum? V-am spus, nu schimb nimic, nu schimb montură, nu schimb nada, nu schimb absolut nimic. Nu o să fac altceva decât să mă mut puțin mai în stânga, unde am găsit o apă mai adâncă cu circa jumătate de metru, în speranța că peștii încă sunt acolo grupați și o să încerc să mă duc eu după ei, pentru că cu siguranță ei nu o să vină către mine. E o perioadă când e foarte rece și datorită faptului că nu au apetit, ei nu o să caute hrană. Da? Aia e problema iarna și ne asumăm un mare risc când pescuim pe zone cu diferite adâncimi în această perioadă, pentru că la fel de bine peștele poate să vină acolo sau să nu vină deloc. Da? Și atunci cea mai bună soluție și cea mai eficientă să alegem variante. Să alegem o variantă să-l căutăm pe apă mică sau să alegem o variantă să-l căutăm pe o apă puțin mai mare. Una din ele trebuie să funcționeze. Asta o să fac și eu azi. Am stat, am așteptat, mai aștept puțin, o să facă 2 ore. Dacă în 2 ore n-am nicio prezentare, cu siguranță că nu o să am, pentru că peștii nu sunt aici. V-am spus, ei stau foarte grupați. O să mă mut puțin la apă adâncă și acolo iar o să testez în jur de 2 ore. Dar dacă ei sunt acolo, cu siguranță că vor răspunde. Haideți că ne auzim și după ce o să ne mutăm pe locul respectiv. Mutarea a fost chiar foarte inspirată. La nici 8 minute de la poziționarea pe acest loc, trăsătura a venit destul de repede. Cred că e un ciortan.
Ia. După cum vedeți, este destul de bine înțepat pereta de care v-am spus. Dacă ai încredere în ceea ce faci și totul funcționează, peștii sunt în zonă, imposibil să... După cum vedeți, o mai rămas ceva nadă. De-aia am spus, în sezonul rece, nu aștepta să vină peștii la voi, că nu o să vină. Trebuie să vă duceți voi după ea. Primul ciortănică de 2019. Odată găsit locul cu pești sau zonele în care peștii sunt cantonați și făcând exact ce trebuie, cu siguranță că veți avea prestări. Exact cum i-am spus atunci, am luat hotărârea să ne mutăm din zona aia, pentru că pur și simplu am stat și am așteptat și nu avea nicio trăsătură. Era prea puțin probabil să mai vină vreo trăsătură acolo. În ideea în care folosești niște monturi, niște nade în care ai mare încredere și care au funcționat ani de zile pe diferite ape. De-aia am spus, foarte important e să aveți încredere în ceea ce folosiți și să nu fiți tentați să schimbați într-una, ba momeala, ba nada, ba cârligul, ba... Este unul dintre cele mai importante lucruri. Nu am mai filmat toți peștii, dar ei au început să intre într-un mod destul de constant. S-a dat firul după el. Haide să vă arăt. O să de aici să le arătăm. Deci același cârlig, după cum vedeți, a prins buza foarte fin, da? Am mărit puțin metodul, să pot să mă duc puțin mai departe, să fie mai greu, am ieșit puțin mai în față. Deci nu sunt pești mari, pentru că asta e o densitate foarte mare de pește, ăsta mic, dar să știți că cu siguranță aveți șanse să prindeți și mici și mari, nu o să puteți să-i selectați. Scopul pescuitului la Metro Trader nu este să selectăm talia peștilor. Scopul este să avem activitate, să avem un pescuit cu trăsături foarte dese și să prindem cam tot ce avem în față. Și de-aia v-am zis, făcând tot ce trebuie, începând de la montură, nadă, sondare, localizare, din ce ați văzut și ce am discutat și azi dimineață, este o baltă unde n-am pescuit niciodată. Da? N-am avut nici cea mai mică cunoștință, cum răspund peștii, cum... Am auzit că este densitate de pește, că se prind, dar una este să auzi și una este să vii, să pescui, să vezi, să plasezi montura, să ai răbdare, să aștepți. Deci acum, din ce am văzut, trăsăturile, odată găsită distanța la care sunt peștii și zona, trăsăturile vin undeva cam la 15 minute, ceea ce... Zic eu, pentru perioada asta, ați văzut că azi dimineața era gheață pe apă, e foarte dificil să ai trăsături foarte, foarte dese când apa este foarte, foarte rece. Da? Dar și așa, făcând ce trebuie, exact cum am spus, pașii care vi-am spus și în materialele care le-ați vizionat în trecut, dacă le faceți toate și totul este ok, trăsăturile vor veni. Din ce am văzut, este o baltă deosebită, unde cu siguranță vara o să aveți niște partide, deci pentru cei care vor veni aici în zona sau cei care vor participa la competiții, cu siguranță că o să aveți niște partide de vis. Este o zonă foarte ușor accesibilă, foarte comodă, o adâncime care nu o să vă dea mari probleme, are undeva apa o medie, să spunem, de 2 metri, 2 metri și ceva, deci nu consider că ar fi un pescuit dificil în orice sezon. Și după cum vedeți, dacă am reușit să prindem pentru prima oară când am venit aici pește,
e super ok. Da? Haideți să vedem ce o să mai întâmple partidă și la sfârșit o să mai tragem niște concluzii și o să mai discutăm. Ce am uitat, adică am uitat să o spun în prima fază și e bine să o spun acum pe finalul partidei. Cu siguranță o să mă întrebați care e timpul optim de așteptare a prezentărilor. Ei bine, pot să vă spun că nu există un timp optim, timpul ăla este dat de situația din ziua respectivă și de pe balta respectivă. De ce? Pentru că e bine să monitorizăm tot timpul. Eu am uitat astăzi ceasul, dar am contorizat cu telefonul. Este foarte bine tot timpul să avem o evidență a trăsăturilor, să avem o evidență a timpului la care vine trăsătura. De ce? Ca să știm, deci prima trăsătură e mai greu până o obținem. În momentul când ne-am mutat pe locația asta nouă, din zona unde am fost spre capătul bălții unde era apa mai mică, am venit la apă mai adâncă și se pare că peștii au fost aici. Recapitulăm iară, am folosit aceeași nadă, aceeași montură, am început pe o distanță undeva la mijloc unde am simțit substratul mai tare și mai solid și am așteptat. Și am așteptat, spre surpriza mea, în 8 minute deja a venit trăsătura. Deci era clar că peștii erau acolo, eu am făcut totul perfect, montura bună, nada bună, momeala bună, totul e tot, trăsătura a venit. La următoarea tură, în momentul când am știut că trăsătura mi-a venit la 8 minute, nu mai las să aștept jumătate de oră, da? La următoarea trăsătură. O scot undeva la 12 minute, 14 minute, maxim 15 minute, da? Pentru că nu are rost să stăm foarte mult timp dacă știm că trăsătura a venit în X minute. Un factor iar important este, adică cu ce vă ajută contorizarea timpului, vă ajută să știți pe viitor în partide să vedeți dacă modificările care le-ați făcut sunt bune sau rele. În mod normal, orice modificare, deci dacă aveți un timp stabilit la care vin prezentările și o să vedeți că statistic ele ar trebui să vină într-un mod regulat. Și dacă cumva observați că făcând o schimbare, timpul de prezentare media lui scade, înseamnă că acea modificare e foarte bună și benefică și merge în continuare să o folosiți. Dacă ați făcut o modificare, oricare ar fi, că ați schimbat nada, momeala de căligul, struna, tipul și prezentarea vine mai târziu sau deloc, să știți că ea nu are efect și nu e ok. Deci aveți o bază cu care ați început, cu care ați obținut un timp mediu pe trăsătură, da? Și în funcție de timpul ăsta, dacă scade media sau crește media de așteptare, înseamnă că ați făcut bine sau ați făcut rău. Cred că v-ați dat seama de ce am vrut să spun și de aia vă spune extrem de important, pe lângă toate, să măsurați timpul. El vă va spune dacă e bine sau dacă e rău ce ați făcut. Dacă partida, pentru că o să vedeți, o să aveți trăsături la 8 minute, la 10, la 15, v-am spus, la 2 ore, în funcție de... E clar că dacă o să mergeți pe apă sălbatică la Dunăre, dau un exemplu, nu o să aveți trăsături la 8 minute sau la 5 minute sau la 3 minute, clar că n-aveți cum. Eu cele mai bune trăsături, dau un exemplu, pe Dunăre, cea mai bună Constanța, am avut, o să spun, la media de 45 de minute, da? Pentru că e o densitate mică de pește. Și de aia contorizați tot timpul, trebuie să știți în cât timp vine trăsătura, ați făcut modificare, e bine, e rău, e bine, e rău, tot timpul să țineți cont de asta și o să vedeți că asta o să vă ajute extrem de mult. E ceva foarte, foarte valoros lucrul ăsta. Cam atât, sper că astăzi am atins, nu știu ce aș putea să mai zic. Cred că am atins toate subiectele care le-am făcut. Din ce ați văzut, struna am folosit-o cu textil, e un fir textil soft, mai moale, nu contează firma, să fie subțire, să fie finuț, da? Nu treceți de 10 cm lungimea strunei, că am văzut că nu funcționează. Metodul, am început cu... Deci, pur și simplu am început montura cu direct proporțional cu apetitul peștilor. Un apetit scăzut, o apă rece, o montură fină, totul la finețe, da? Dacă trăsăturile și partida și peștii permit să mergeți mai sus cu momeala, mărimea momelii, cu cârligul, cu mărimea metodului, mergeți. Dar dacă vă loviți iară de timp, da? Dacă timpul de așteptare crește, înseamnă că nu ați făcut bine, reveniți înapoi. Dar e bine tot timpul să plecați cu minim, chiar dacă scăpați primii pești, nu e nicio problemă, măcar vedeți timpul la care au venit prezentările și dacă schimbați un clic mai mare și nu mai vin deloc, e clar că ei nu acceptă. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ați începe din start cu un clic mare, cu o momială mare,
o să vedeți că de fapt nu funcționează nimic, și nu o să aveți trăsături și o să vă întrebați, bă, dar ce, nu e bună mumeala? Și vă dați seama imediat că nu e bine dacă faceți lucrul ăsta. Și am văzut mulți pescari că fac greșeala și e suficient să trec pe baltă pentru cineva să văd dacă greșește sau nu. Pentru că dacă vedeți câteodată un pescar care nu știe ce face, o să vedeți că o să vedeți plin de momeli și roșii și galbene și portocalii și negre și maro și mici și mari și flotante și cutiuțe peste cutiuțe. Nu e rezolvarea, da? Deci cred că am atins toate subiectele. Dacă nu e nicio problemă, o să vă rog prin intermediul mailului prin care tot am comunicat pe școala Fiderix Pro, o să vă rog să-mi scrieți acolo, dar iarăși am mare rugăminte să-mi scrieți cât se poate de mult la subiect. Deci la subiect, exact ce problemă, pentru că mi-e foarte dificil să citesc zeci sau sute de mail-uri cu rânduri interminabile și să mă întrebați de niște chestii care nu au legătură cu materialul din ziua de azi sau cu cursul despre care am vorbit, adică pescuitul crapului la Method Feeder, da? Despre, v-am spus, despre dunele, despre mreană, despre scobar, despre caras, despre coșuleț. O să vorbim în alte cursuri, dar ăsta este strict Method și strict pescuit la crap. Ok? Asta, cred că a spus tot ce am avut de spus și așteptăm finalul să vedem și pești și ne mai auzim atunci. Iată și finalul de aici, de la pescăria Valea lui Mihai. Cu siguranță că o să mă întrebați unde se află această locație, o locație, după cum vedeți, splendidă, mie mi-a plăcut enorm de mult. Este în județul Alba, lângă orașul Alba Iulia, dar dacă intrați pe Facebook, eventual eu o să vă pun sub video sau descriere sau mail, o să vă pun un link către pagina oficială a acestei bălți. Așa am găsit-o și eu pe prima oară când am văzut-o pe Facebook. Este o baltă foarte, foarte ok din punctul meu de vedere, mai ales pentru cei care iubesc pescuitul la Method Feeder și își doresc o partidă reușită aici. Pentru ziua de azi o să vă arăt ce pește am prins. V-am spus, nu e esențial de scopul partidei de astăzi a fost să vă arăt cum punem în plan, cum le punem în aplicare toate aspecte care le-am discutat și care eu de obicei țin cont, indiferent că merg la o competiție, indiferent ca și în situația din ziua de azi când am abordat o baltă pe care n-a fost niciodată, cum o să poți și voi probabil în viitor, da? O să abordați o baltă necunoscută sau o locație, să știți ce aveți de făcut și dacă faceți exact ce trebuie și exact ce v-a zis, cu siguranță că rezultatele voastre garantat vor fi mult mai bune ca cele care le-ați avut, în trecut. Partea cu cantitatea de pește care o să o prindeți, indiferent de ce faceți, ține direct, repet încă o dată, ține de locația și de densitatea de pește din balta respectivă. Să nu credeți că făcând anumite lucruri pe o baltă cu foarte puțin pește, veți prinde mai mult pește ca pe o altă locație. O să vedeți tot felul de materiale video cu pești prin și iarna și vara și tot, dar să știți că toate chestiile le țin de locația respectivă. Poți să ai cea mai bună nadă, cea mai bună momeală, să știi cele mai multe chestii. Dacă balta nu are pește și nu e densitate de pește, cu siguranță nu ai de unde să prinzi atâta. Important și tot parcursul care l-am făcut noi, materialele ce le-ați văzut, a fost ca voi să învățați bazele și chestiile cele mai esențiale din pescuitul la Method Feeder. Acum, având un bagaj destul de mare de cunoștințe, le puteți pune în aplicare și să le perfecționați în timp. Asta a fost foarte important să aflați voi. Nu vă uitați cât pește am prins azi sau cât pește o să prindă altul, pentru că chestiile astea sunt direct proporționale, v-am spus, cu cantitatea de pește din balta respectivă. Eu o să vă arăt aici, după aia o să eliberez, eventual o să fac niște poze. V-am spus, este o baltă super, super, cu o densitate foarte mare de pește, din ce am văzut, adică nu știu cât se prinde vara sau dacă acum, din ce ați văzut azi dimineață, pur și simplu jumate de baltă era înghețată și la mare era gheață, a fost destul de dificil în prima parte unde am fost acolo, deși că am sperat că peștii vor veni la apă mică, uite că n-au venit, da? Am avut o presupunere, n-au venit, am știut că fac totul bine și atunci m-am mutat, am început să-i caut și ați văzut când m-am mutat și am plasat muntura acolo, imediat, în 8 minute a venit prima trăsătură. Așa o să pățiți și voi dacă faceți exact ce trebuie. Nu sunt pești...
Haide să văd cum reușesc. O să băgăm camera aici în interior puțin. Sunt ceva preș, sunt ceva crapi. Nu sunt foarte mult, am spus, pentru adică nu sunt foarte mult. Sunt foarte ok pentru o zi ca asta și ținând cont că a fost o variație de temperatură. Din ce am auzit de la cei care au puțin să au grijă la pești. Din ce am auzit la cei care au fost aici, au fost câteva zile înainte de acestea, când balta a fost dezghețată și avea câteva grade în plus și activitatea a fost mult mai mare. Dar uitați că acum azi dimineața a fost undeva la minus 7 grade, ceva de genul, s-a răcit brusc și apetitul peștelui s-a redus considerabil, pentru că apetitul este dat direct de temperatura apei și dacă ea scade un singur grad, atenție, un singur grad, dacă scade sub o limită, peștele poate să devină total inactiv. Da? De aceea trebuie să luați în considerare și temperatura apei, cum am vorbit în materialele trecute. Ce să vă zic, noi o să ținem legătura în continuare, cum o să mai am ceva materiale interesante pentru voi, cu siguranță că o să vă trimit, o să le împărtășesc cu voi pe mail, pentru că aici am comunicat, e mult mai ușor ca informația să ajungă sigur la voi. Da? Verificați tot timpul să vedeți dacă vin mail-uri de la mine, puteți verifica și în spam, nu știm cum funcționează acum sau cum va funcționa în viitor serviciile de mail, poate să zică că e un spam sau nu, nu știu, nu mă pricep foarte mult la tehnică, dar verificați acolo, ține legătura și dacă aveți ceva nelămuriri, v-am spus, în mail discutăm. Salutare!